Apropo de perioada petrecută la Ministerul Justiției, președintele Traian Băsescu, prin vară era când v-a pus în discuție capacitatea de asumare a acțiunilor. Citez, e interesant de urmărit câte din actele normative emise de guvernul Boc au și semnătura domnului Predoiu. Veți constata că cel mai multe sunt semnate de secretarii de stat. Da, se poate face o statistică și veți constata că cel mai multe sunt semnate de ministru. Dar nu asta este problema, pentru că Ministerul Justiției funcționează într-un mod aparte față de celelalte ministere. Prin Ministerul Justiției trec toate actele care sunt elaborate de celelalte ministere și care intră în guvern. Și aceste acte iau o anumită scară ierarhică minister, de la referenți care analizează și își asumă analiza, director de direcție, șef de serviciu, director de direcție, secretar de stat, toate actele, secretar de stat și în final ministru. Și atunci, de ce președintele a ținut să vă submineze capacitatea de asumare a responsabilității? Nu cred că a vrut să submineze, cred că pur și simplu a fost o discuție politică la un început de carieră care părea incert în acel moment. Eu cred că lucrurile s-au mai limpezit de atunci. Adică ce și-a spus președintele Băsescu, ia să-i tragem un șut de control la început de carieră? Sau nu, eu n-am luat așa și să știți, când generalul ce critică o preiau, cum se spune, hai să nu spun constructiv, dar un semn de întrebare, stau și măi, domnule, are sau nu are dreptate cel și care îmi face o critică? N-a avut dreptate. Bun, eu cred că acolo a avut în vedere o analiză care n-a fost tocmai exactă sau poate cineva nu i-a prezentat-o cum ar fi trebuit. Repet, statistic se poate vedea lucrul ăsta și faptul că sunt acte semnate numai de secretar de stat este ușor de explicat și numai la ministeriatul meu și ministeriatele din spate sau cel prezent. Pentru că un ministru al justiției are cel puțin 4 zone în care trebuie să fie prezent. Guvern, CSM, Consiliul Jai, CSAT. Fizic sunt momente în care ministrul justiției lipsește zile întregi din minister. Zile în care intră zeci sute de acte normative în analiza ministerului. Inevitabilele trebuie să fie trimise mai departe către guvern. Nu poate sta un act normativ până vine ministrul de la Jai, de exemplu, sau până se întoarce din ședința CSM-ului care începe dimineața și Dumnezeu când se mai termină. Și atunci, evident, secretarul de stat dă drumul, care e responsabil cu avizarea actelor normative, le dă drumul spre guvern, ca să nu blochezi guvernul.